Propunerea legislativă pentru modificarea legii privind statutul funcționarului public este în dezbatere. Potrivit acesteia, un funcționar public care a lucrat minimum 10 ani pe acel post și a obținut rezultate foarte bune la evaluările periodice, poate să aibă postul garantat până la pensie. Se aplică în cazul funcționarilor care mai au cel mult 3 ani până la îndeplinirea condițiilor de pensionare. Astfel, acești funcționari nu vor putea fi dați afară în cazul reorganizării instituției. În caz de disponibilizare, în urma reorganizării autorităților sau instituțiilor publice, funcționarii publici care se apropie de vârsta de pensionare rămân după o viață de muncă până la pensionare fără un venit care să le asigure nivelul minim de trai. Legea vine în contextul în care, după vârsta de 55 de ani, pe acești cetățeni nu-i mai angajează niciun operator economic, susțin cei care au inițiat acest demers.